de oameni la care le zicea pocăiții și venea că ei făceau ce zicea popa în biserică la noi. Când am mers în biserică acolo, pe acei oameni care veneam mai sfinți, ei au cântat cântarea aceea, pătătos ca mine lui Iisus Domnul meu. Și o cântau, parcă cu sinceritate, te uitea la ei și trăiau acea cântare, se vedeau păcătoși. Erau sfinți și nu știau. Un postel are o poezie și aș dori să o recit în seara aceasta. Aș vrea în seara asta să cântăm această cântare, păcătos ca mine lui Iisus Domnul meu. Nu știu dacă voi o știți, dacă aveți scrisă, dacă o putem cânta sau florim, eu cânt că să... Iar împreună și eu să cântăm împreună această cântare, ca să ne smerim în fața Domnului și să ne mărturisim păcatele. Poate unii zic, cum s-a predicat, știu cine ai trebuit să cânte cântarea azi. Însă Daniel, când a lăsat rugăciunea, în pregătirii de război, el spunea, Doamne, noi am păcătuit, s-a identificat cu păcatul. Dumnezeu ne-a să mai pe sus ca alții. Și să cântăm, vrei de această cântare, pe toți ca mine lui, Iisus Domnul meu. Apostolul Pavel a ajuns acest adevăr abia la bătrâneț, când a scris ultima epistolă către Timotei. Până acolo spunea, când scria Galateni, că el este egal cu apostolii. Apoi când a scris Efeseni, el spunea că este cumva mai nesemnat dintre apostoli. Cel mai nesemnat dintre apostoli, dar când a scris o altă epistolă, spunea că e cel mai nesemnat dintre sfinți, dintre pocăiți. Iar când a scris Timotei, după alți ani, el spunea, sunt cel mai mare păcătos. Dintre păcătoși, cel din tâi sunt eu. Mă rog, Domnul, să ne ajute să ne smerim cu toții. Să cântăm această cântare, așa cum